ce să-ți fac, Murat? Asta e viața. Mai stai. Mai stau puțin. Te-ai calmat? Am calmat. Am meritat să mă aștept puțin. Ți era foame, de fapt. Știi cum e? Oameni care fac rău la foame. Era după gală, nu? Recunoaște. Da. Cum ești, Izabela? Ai lipsit la gală? Da, nu, sunt foarte bine. Ești bine, da? Medic. Mi-a dat antibiotic și sunt ok. Bine. Se vede. Alte probleme mai sunt după gală? Tu erai cam supărat, Marian. Da. Pentru că, nu știu, am făcut o chestie acolo și... Acolo unde? Acolo, materialul respectiv. Vorbeam eu o chestie cu Radu. Atunci despre Alina, când eu nu vorbeam de fapt despre Alina, generalizam o chestie și mi s-a părut că îți dat cam cel mai rău om și nu mi-a plăcut chestia asta. Pentru că eu nu mă consider, nu cred că sunt chiar așa rău. Sau că nu empatizez, ați spus dumneavoastră. Păi, nu ați fost foarte eleganți niciunul dintre voi. Mă rog, cei care participați la discuție, că nu toți ați participat, aici aș vrea să fiu eu corectă. Da, doamna Victoria, ce faceți? Bine. Te supărată? Am fost atunci un pic supărată, că a fost o glumă chiar deplasată. Lăsați gluma, înțeleg că sunteți supărată pe Costinel, la foc sunteți. Supărată? Dar nici bine nu mi-a căzut ce a spus ea, că dacă avea ceva de spus, putea să spun aici, nu afară. Hai să vedem ce a spus Costinela în așa fel încât s-a supărat doamna Victoria. După ce a fost eliminată din emisiune, într-o sesiune live pe Facebook, Costinela a adus niște acuzații grave la adresa lui Ionuț și a mamei sale, doamna Victoria, sublinind faptul că interesul lor e legat numai și numai de premiu. Când am plecat, că am văzut că ați avut curiozități de genul Iza nu și-a luat rămas bun, nu știu ce s-a întâmplat, dar îi respect decizia. La fel și doamna Victoria și Ionuț, pentru că doamna Victoria i s-a făcut subit rău, iar eu lucrurile de genul nu le cred, mai ales că o cunosc foarte bine pe doamna Victoria și știu că i se făcea de fiecare dată rău când eu eram prin preajmă, se supăra foarte repede. Motive de supărare, cum ar fi, a venit Ionuț la mine prima oară și nu s-a dus la dune ei și tot așa. A făcut un live care nu avea rost pe Facebook și a lovit în Ionuț datorită faptului că așa a vrut ea. A făcut live pe Facebook cu cineva? Mm-hmm. E, na. Da, nu trebuie să vă îngrijorizez. Păi nu mă îngrijorez, dar nici nu bine nu-mi cade. Că fiecare ar trebui să se uite în oglindă și în baltă, da, să se vadă și după aia să vorbească de altul. Așadar, și dacă ar fi fost ok, Ionuț, nu, relația noastră nu ar fi mers. Și să vă zic și de ce. Eu am crezut că Ionuț este un băiat liniștit, pentru că asta și caut. Am o vârstă și nu am nevoie de anumite persoane în viața mea care nu sunt hotărâte sau care nu știu să se comporte sau așa. Dacă intra în direct, o lămuream eu, dar n-a intrat. A făcut live pe Facebook. A, live pe Facebook, serios? Da. Și a făcut săraca după un telefon ca să arate mai așa. Cred că a intervenit în telefonul ăla de la făcut, că oricum era o diferență între cum e ea, cum am văzut-o aici și cum se vedea în live, da. Cum n-ai mai băgat-o în seamă, cum s-a despre supărat? Despre ce vorbim? Păi, Tomite, despre ce vorbim? Cine crezi că cade prost eu? A fost cu tine la mare și că nu ești în casă cum ești afară? Da. Că afară ești alt om? Cum? Că s-a referit când ai fost cu ea la mare, ce vrea să spună, nu știu. La mare, între noi doi, nu s-a întâmplat nimic, pentru că știu că aveți curiozitatea asta. În primul rând, pentru că eu, ca și persoană, nu mă grăbesc. Nu am vrut nici într-o relație să intru prea repede, pentru că nu sunt eu genul. Trebuie mai întâi să mă conving de o persoană cum este, ca să știu dacă se merită să, nu știu, să fie alături de mine sau nu. Că să știe lumea, mie una mi-ar fi fost rușine. Poate să și spună, asta eu spun. Să spună lumea, să spună la lume că ea n-a avut de-a face cu tine acolo. Păi mie mi-ar fi fost rușine să spun. Păi niciun copil de la de 4 ani nu crede. Dar nu contează. Dar mie mi-ar fi fost rușine. Adică asta nu. Dar ea o fi să zică gata, e o scuză. Nu trebuie să te lauzi cu chestia. Păi nu te lauzi, dar de ce lovești omuțule, mama? Ai spus tu că ești, nu, stai pentru premiu, ai? Păi vezi, ca să vezi cât a putut să aibă răutate în ea.
faza este... Că i-ai spus tu ce că e la mare. Dacă a spus asta, înseamnă că ea a fost falsă. Că înseamnă că ea, dacă eu nu o lăsam și deci o spuneam, eu știu că noi, de când nu... suntem aici, noi măcar o dată nu am vorbit de premiu. Eu cu tine, da? Că-s mama ta. Vreodată s-a ajuns la noi la cuvântul premiu? Până aseară, când am auzit, am rămas prost. La mare, Ionuț bătea propoziții și vorbea de clasamente, ceea ce m-a pus foarte mult pe gânduri. Și chiar dacă Romina nu intră în casă, cu siguranță relația noastră nu se termina. Puțin mai târziu, dar se termina. Romina nu a făcut decât să grăbească lucrurile. Și pe o parte îi mulțumesc cumva. Ea cum s-a simțit când eu îi spuneam că... nu simt nimic pentru ea, să simțea mai bine să o mint? Păi tocmai! Când eu am fost sincer și ai i-am fost spus, sincer, exact cum ai primit spus. Biletul ăla. Ia să-și s-a supărat! S-a spus Ionuț, îmi place că e sincer și nu face, da. Ești real și nu și face, nu simți. Și am zis că sunt fete singure în casă și pentru că m-am plictisit aici o să încerc o relație cu una dintre fete. Cu toate că nu am plicul necesar, dar încerc că poate pe poate parcurs să se naște ceva între noi. Dar nu s-a întâmplat asta. Așa. Dacă nu s-a întâmplat, fetele nu au intrat în casă când eu cu Costinela n-am mai, ne-am despărțit ori acum zile. Eu nu mă așteptam, adică spus Ionuț, dacă nu intra Romina în casă, cu siguranță până la sfârșit mă cerea. Iar eu cu siguranță n-aș fi acceptat pentru că nu mă voi mărita niciodată pentru o sumă de bani. Sau pentru niște jocuri. Niciodată, niciodată. Da. Ce m-a deranjat cel mai mult? În legătură cu premiul. Pentru că eu nu știu dacă într-adevăr, cum spune ea, urmărea premiul sau îl urmărește, o accepta pe Costinela așa, e cum e ea, iar ea pe el așa, nu spune ea că dacă era la sfârșit, nu spunea că nu e de acord. Da, ea a zis așa, că ei acolo în camera de hotel la mare, cât au stat fără cameră, fără să fie filmați, discuta despre clasament și despre premii. Păi asta înseamnă răutate. Păi, stați un pic să ne zică Ionuț, că nu erați acolo, doamna Victoria. Păi, am știu discutat ce... asta și aici, gen, că am ieșit de foarte multe ori și ca asta. Asta ce înseamnă că mă gândeam la premiu? Păi și de dacă ce s-a supărat mama așa de tare? Dacă aș fi vrut să fiu cu cineva, am avut fete de la bun început. Am văzut că ies o dată de două ori, de trei ori, băiată săptămâni, puteam să fac un cuplu așa, mult mai dinainte. Scuze, da, dar n-au vrut fetele. Cine nu a vrut? Roxana, de exemplu. Nu cu Roxana, puteam să fac cu alte fete de aici din casă, cuplu la început. Toate aici, cu cine? Cu Alina, cu... puteam să fac cuplu de la, dacă vroiam, la 2-3 săptămâni. Ai fi făcut un cuplu cu Ionuț, Alina? Nu l-am cunoscut pe Ionuț. Nu pot să spun dacă aș fi făcut un cuplu cu el. A făcut primul pas spre mine când m-a ales atunci. Înseamnă că puteam de ce s-a supărat atunci așa de tare mama, dacă tu zici că da, a discutat despre lucrurile astea, inclusiv în casă? Pentru că a spus că sunt alt om afară, anumite chestii care le-a afirmat. Normal, și în legătură cu mine, că eu mă prefac, că mi-e rău, nu mai zic ca fiecare să fie cum sunt eu, care chiar poartă și vorbește în necunoștință se de cauză. Se preface, nu? Doamna Victoria, uneori că e rău? Nu, nu, așa zic, fiecare să fie, să treacă prin ce am trecut eu. Care este? Costinela chiar i-a fost, a fost cam ciudat. A coborât de pe scări, eu am întâlnit-o și am zis ce-i cu tine și a zis mi-e rău. Și am încercat să merg cu ea și a apărut Ionuț și a mers cu ea la... Dar n-am știut că trebuia să-i dau explicație lui Costinela. Îmi pare rău că dacă știam, poate păi, mă duceam primată de și dădeam explicație că domnul doctor ei. Vorbea cu ea și... în calitate de nu știu ce. Și până la urmă nu m-a interesat ce a spus Costinela. Da, pentru că nici. Nu am vrut să stau cu ea acum, arunc așa, că se miră cu ce să arunce. Da. Că asta e. Demonstrează chestia asta că până la 32 de ani e singură și aici nimeni n-a vrut să stea cu ea și nici n-a intrat nimeni pentru ea. Că na. Asta, iartă-mă, dar este o răutate. Păi pentru o femeie activă da, să nu te măriți până la 32 de ani este fix nimic. Și nici aici, doamna Simona, n-a vrut-o nimeni. Nici n-a intrat nimeni pentru ea, nici nimeni din caz n-a vrut-o. Un pic, se demonstrează întâmplă... faptul stai un pic, cum ea ca om. Stai o clipă, Ionuț. Nu e ok să arunci vorbele astea la adresa unei femei cu care ai avut chiar și o zi un sărut. Dar ea de ce a aruncat vorbele acelea la adresa mea? Îmi pare rău că nu intră Costinela să se apere și că trebuie să o apăr eu, dar vreau doar să-ți spun că se întâmplă să nu fie o potrivire între oamenii de aici, între voi, da? Se okay, întâmplă. Asta nu înseamnă spus, că vai de mine e nasol. Am înțeles, dar de ce a spus anumite chestii la adresa mea care nu sunt adevărate? Dar de ce nu le-a spus aici că în față? N-a spus nimic grav. Ba da, a spus că sunt alt om afară. Ceea poate ce așa i s-a părut. Și de ce n-a spus când a venit aici în casă?
A trebuit să spun acasă. Dar uite, să știi că nu e singura care spune că tu și mama sunteți altfel afară decât aici la televizor. Păi normal că nu e nimeni. Poate să spună nu oricine. Toată lumea ne place, doamna. Eu știu cum deci sunt. Pe oricare. Trebuie să avem și oameni care ne plac, sunt și oameni care nu ne plac. Și oameni buni și oameni care trebuie să lovească, corect, că nu se simt bine. Asta zic. Și dacă vreți să mai spun ceva într-o secundă, Costinela, dacă aude să intervină, ea după ce a fost Fata Săptămânii, mi-a zis mie că doamna Victoria, să vă spun ceva, să știți că grupul Leoaicele nu-l vrea pe Ionuș cu nicio fată decât cu mine. Să spună ea să documenteze. Da. Ia cu gurița aici. Apropo de...